Deputata Șor Marina Tauber ar fi urmat să se întâlnească în Israel cu șeful său de partid, Ilan Șor, pentru a elabora o nouă strategie, dar și pentru a obține noi finanțări. Călătoria ar fi fost planificată în contextul alegerilor din autonomia găgăuză. Este opinia analistului politic Nicolae Negru, expusă în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1. Acesta s-a referit și la rezultatele acumulate de candidatul lui Șor la alegerile din autonomia găgăuză, Evgenia Guțul. Potrivit lui Nicolae Negru, este absolut inexplicabil cum o persoană total necunoscută poate acumula atâtea voturi. Aceeași opinie o împărtășește și deputatul PAS, Oazu Nantoi. Analistul politic Nicolae Negru susține că în contextul actual, când Marina Tauber este cercetată penal, iar Ilan Șor condamnat la 15 ani de pușcărie, nicio cale de comunicare nu mai este sigură decât cea tet-a-tet. Această plecare trebuie privită, din punctul meu de vedere, în contextul alegerilor. Candidatul, de fapt, partidului Șor a ieșit în evidență, complet necunoscută. E nevoie acum de o anumită strategie pentru partidul Șor și probabil de anumite infuzii financiare. Acum comunicarea între Tauber și nu numai Tauber, dar în general între partid și între Șor este dificilă sau este îngreunată de aceste urmăriri penale la care este supusă și Tauber. Toți ochii sunt îndreptați acum asupra partidului Șor și cred că numai discuția tet-a-tet poate salva. Nicolae Negru a mai spus că Ilan Șor îi duce de nas pe alegători prin promisiuni false și că i-a reușit în contextul rezultatelor alegerilor. Totodată, el susține că Șor își dorește ca să câștige candidatul său pentru a se pune bine cu Kremlinul. Trebuie să vedem cum se va termina, aceste alegeri. Pe urmă, cum au fost câștigate aceste 14.000 de voturi? Dacă au fost câștigate prin mită electorală și mai curând că așa s-a întâmplat, eu cred că vor mai exista dezvăluiri în acest sens, abia aceste dezvăluiri abia încep. Și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, pune la îndoială rezultatele obținute de candidata Evgenia Guțul din partea partidului Șor. Este absolut neobișnuită situația când o persoană absolut necunoscută iese în turul 2 al alegerilor Bașcanului din autonomie găgăuză. Cât despre noul bașcan al Găgăuziei, Oazu Nantoi consideră că acesta va fi nevoit să mențină un dialog cu guvernarea de la Chișinău. În cazul în care se va încerca utilizarea acestei funcții pentru provocări antistatale, va rămâne ca centrul să-și spună cuvântul în scopul respectării Constituției Republicii Moldova, asigurarea păcii și stabilității. Guvernarea este reprezentată de partidul PAS și partidul PAS inclusiv dispune de 63 de mandate în Parlament, ceea ce teoretic permite intervenții în lege cu privire la statutul juridic special al autonomiei găgăuze adoptată la 23 decembrie 1994, care, în opinia mea personală, subliniez, are multe carențe și care urmează să fie corectate în baza unui dialog cu persoanele raționale din autonomie găgăuză.